să vă prezentau, așa se numește simplu. Zâmbește. Altceva ce se putea. Acum vă rog să vă gândiți la ce ai putea face din câteva gunoaie și puțină creativitate. Gunoaiele care sunt în cauza mea au fost niște colțare de aluminiu, puțină plasă, fibră de plasă, puține materiale lipsos, lac și aracet, câteva semințe de muștar și rapiță și câteva ustensile. Din creativitate, gunoaie, puțină muncă și multă perseverență, rezultă, unii spun, o operă de artă, alții o joacă, unii spun o prostie, alții o... Vă rog să completați ce doriți, pentru că acolo e creativitatea. În schimb, mie mi-a ieșit acest lucru. Zâmbește, zâmbește. E o poezie. Partea stângă e scrisă în română. Asta nu mai trebuie să spun și în dreapta e în engleză. Iar acum o să spun puțin din poezie. Zâmbește. Soarele îți zâmbește. Mă uit la soare, dar nu e aici. Clădirea asta ne oprește soarele. Zâmbește. Florile. Au scos și florile. Înseamnă că foarte bine. Tot betonul mi l-a mâncat. Florile te iubesc. Zâmbește. Să văd și eu ce scrie. Natura-ți șoptește. Tot zâmbește. În continuare, aș dori să facem un exercițiu, dacă e cineva interesat să ne jucăm puțin. E cineva interesat să ne jucăm? Da. Ești celălalt. Atunci o să facem pe următor. Cuvintele de aici înainte, la ești sănătoasă, să le spunem partea dreaptă, când o să arăt în partea dreaptă, și partea stângă când o să arăt în partea stângă celălalt cuvânt, al doilea cuvânt. Și împreună, când o să fac semnul ăsta. E ok? Sunteți de acord? Excelent. Ești? Sănătoasă. Sănătoasă, excelent. Zâmbește. Wow, ce super. Iată. Viața? Îți? Zâmbește. Super. Zâmbește. Hai. Hai. Oi. Oi. Zâmbește. Ai? Bun. Zâmbet? Super. Bun. E cam bună. Ok. Ai zâmbet. Ai un suflet. Ok, era la suflet. Da. Ok. Ai un suflet bun. Te iertăm dacă ne zâmbești frumos. E ok? Mulțumesc frumos. Pe 19 octombrie era mulțumirea pentru aplauz. Și am continuat să modific dintr-o bucată de polistiren ca să ajung. Am scris bob cu bob, e scris acolo, pe care sămânță e pusă. De pe 19 octombrie 2009 până pe 10 martie 2009.
2011. Și tot am scris, am perseverat, am învățat ce înseamnă să perseverez, ce înseamnă să ai un plan, să ai o viziune de ansamblu care se poate realiza într-un final dacă te ții de treabă. Se vede și tata aici. O dată din ele. Da. Aș vrea o întrebare. Cât credeți că ar valora o asemenea lucrare? E cineva care își poate da o părere? Ar valora să fie expusă. Undeva într-un loc public. Pentru că dacă o schimb contra unei sume de bani, se pare că este insuficient. Ai pus să dăruiești atât de mult și ar fi închisă creația ta. Dacă o lași undeva într-un loc public, altfel ar ajunge la oameni. Da. La ideea asta nu m-am gândit până acum. În schimb, m-am gândit la alte idei. Foarte interesante și alea zic eu. În urmare caut un editor pentru a termina opera, pentru că nu este terminată, nevoie de un editor. Și dacă știe cineva un editor, e super ok să primești și acea comandare care are din public. Ideea mea este următoarea. Creerea din vânzarea acestei opere, să direcționez 10% atât în bani inițiali, cât și la revânzarea forever, cât o să dureze viața operei, spre organizația non-guvernamentală ce se va crea, fermele autofinanțabile ajută singur, 70% investiți în proiectul Orașul Viitorului, un alt proiect la care lucrez, 10% economisesc, nu, la 10% mă distrez, nu? Cui îmi place din această sală să se distreze? Aho, te spui de mult. Fricile. Organizația non-guvernamentală fermele autofinanțabile. Ajută singur. O doresc să fie o tranziție spre spre comunitatea viitorului, ce trăiește în armonie cu mediul înconjurător. Printr-o educație continuă, activă, non-formală și creativă, se va autosusține prin vânzarea creațiilor persoanelor care vor fi în organizație. Orașul Viitorului, despre proiectul Orașul Viitorului, doar împreună putem crea un viitor mai bun, aici și acum. Pentru că foarte multă lume se gândește viitor mai bun și imediat gândul lui e undeva departe. Foarte important să facem exact acum ceva pentru viitorul nostru. Nu să așteptăm să ne facă cineva, ci noi înșine să facem. Orașul Viitorului, de asemenea, se va baza pe a avea un impact minim asupra mediului înconjurător. Locuitorii vor face doar ce îi pasionează. În general, din punctul meu de vedere, vor fi artiști, independenți vânzători sau freelancer. Din oraș vor putea culege fructe, vor putea cultiva flori și legume pe locuințe. Eventual, în interior, există aquaponics, o idee foarte interesantă, prin care se îmbină piscicultura cu agricultura. Vor exista transport din autopropulsie, role, biciclete. Am aflat de curând că există un fel de picioare de canguri. S-ar părea interesant. Vehiculele la fel electrice,
Pentru proiect caut persoane interesate să participăm în organizarea proiectului și detaliere proiectului. Pentru că eu dețin la ora actuală câteva detalii, în schimb doar imaginea de ansamblu am în acest moment. Și vreau să știu dacă cineva din această sală este interesat să se implice în proiectul Orașul Viitor. Mulțumesc! Detalii mai multe sunt pe Facebook, Orașul Viitor. Și în curând o să existe și o pagină web. Acolo vom încă se lucrează. Vă mulțumesc!